onorată asistență, astăzi este o zi specială pentru mine care mă onorează. În primul rând vreau să mulțumesc pentru încrederea acordată primului ministru al României privind numirea mea în cea mai înaltă demnitate a județului Telorman, cea de prefect. Vreau să mulțumesc pentru susținerea președintelui PNL Telorman, Eugen Pârgulescu, colegilor din biroul politic județean și colegilor din Organizația Municipală Alexandria pentru încrederea acordată. Față de toți mă angajez că îmi voi desfășura activitatea la nivelul de importanță și de demnitate pe care îl solicită funcția de reprezentant al Guvernului în județul Telorman. Vreau să vă asigur că activitatea mea va fi guvernată de câteva principii pe care le consider fundamentale, și anume supremația Constituției și a legii, prioritatea interesului public, egalitatea de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, profesionalismul, integritatea morală și, în ultimul rând, deschiderea și transparența. Ca prefect, îmi propun să aduc un suflu nou în ceea ce privește funcționarea și raportarea față de cetățean a instituțiilor statului. Consider că experiența acumulată, atât prin gestionarea unei afaceri de succes, în mediul privat, cât și participarea activă la viața comunității în calitate de consilier local, îmi conferă un plus de viziune și înțelegere asupra nevoilor oamenilor, precum și a metodelor și acțiunilor prin care aceste nevoi să fie soluționate eficient și în timp cât mai scurt. Sunt conștient că nu este ușor și mai știu că această muncă nu o pot face de unul singur. Mă bazez în primul rând pe profesionalismul și dotamentul colegilor din instituția prefectului. Tuturor le cer să-mi fie alături și împreună să formăm o echipă puternică, o echipă care să transmită semnalul de eficiență instituțională și promovare cu prioritate intereselor cetățenilor către toate celelalte instituții din județ. Mă bazez în egală măsură pe sprijinul și susținerea parlamentarilor județului Telorman pentru promovarea la nivel central a intereselor locuitorilor județului nostru, precum și pentru atragerea de resurse pe care să le folosim pentru investiții, pentru crearea de noi locuri de muncă și pentru modernizarea orașelor și satelor telormanene. Voi fi inițiatorul și susținătorul tuturor măsurilor ce pot conduce la relansarea și dezvoltarea economică a județului, un accent deosebit pe încurajarea și susținerea micilor întreprinzători. Voi acorda o atenție deosebită acelor activități economice care conduc la crearea de noi locuri de muncă și la atragerea tinerilor în activități economice locale. Am convingerea că voi avea o colaborare corectă și eficientă, bazată pe principiile aplicării legilor și ale autonomiei locale, cu autoritățile administrației publice, cu Consiliul Județean și cu primăriile din județul Telorman. Un capitol special în activitatea mea îl va reprezenta colaborarea cu mass media, cu presa, despre care știu că este cel mai exigent partener. Eu îmi doresc sprijinul dumneavoastră pentru a reuși o mai bună promovare a activităților desfășurate de instituția prefectului și o informare obiectivă a cetățenilor județului Telorman. Vă asigur de deplină transparență în activitatea administrativă pe care o voi desfășura. La final, vă asigur pe dumneavoastră și pe toți cetățenii județului că voi vedea la aplicarea corectă și imparțială a Constituției, a legilor țării, a drepturilor și libertăților cetățenilor și nu voi avea nicio ezitare în a sancționa orice formă de încălcare sau aplicare defectuoasă a acestora. Așa să ne ajute Dumnezeu.